Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiune în care vorbim despre sănătate picătură cu picătură. Invitatul meu de astăzi este medicul Monica Spânu. Bine v-am regăsit! Mulțumesc! Bine v-am regăsit și eu! Iar subiectul zilei este unul dureros, greu, obositor, pentru că picioarele grele, obosite și dureroase sunt mai frecvente vara. E adevărat? E adevărat și ne poartă mai greu pe drum în perioada verii. Când ai mult de umblat, dar nu numai dacă ai de umblat, ai durere la nivelul picioarelor, senzația aceea de greutate, obositoare, amorțeli, unor crampe, unor prurit, toate se adună și ne fac viața inconfortabilă. E frecvent și la tineri, dar mai ales peste o anumită vârstă. E mai frecventă la persoanele supraponderale, e mai frecventă la femei după una, două sarcini, pentru că întreg sistemul vascular al organismului suferă pe perioada sarcinii și în momentul nașterii și iată, o mare parte din populație înseamnă că suferă de această problemă. Femeile care poartă tocuri sunt mai predispuse la această afecțiune? Majoritatea da, deși nu își dau seama, pentru că se adună, trece o anumită perioadă până când piciorul practic începe să sufere. De fapt, până când sistemul venos și sistemul limfatic începe să sufere. Iar apoi problema este un picuț mai greu de rezolvat, după ce deja avem o problemă. Iar dacă se adaugă și alți factori de risc, cum ar fi fumatul care degradează vasele, cum ar fi, cum am spus, supraponderea sau se pot asocia anumite patologii care degradează și mai mult sistemul venos, patologii hepatice, patologii endocrine, patologii metabolice, toate acestea se răsfrâng, se adună la un moment dat și întreg sistem venos de la nivelul membrului inferior va suferi și atunci este destul de greu de remediat situația. Există trucuri să ne ridicăm picioarele, să le punem în apă rece? Da. Acum, poate să fie o suferință profundă a sistemului venos sau poate să fie o suferință exteriorizată și atunci sunt foarte evidente acele varice care ne deranjează. Multă lume apelează doar la repararea varicelor, fără a adopta un pic și aceste mici trucuri, cum spuneți dumneavoastră, aceste reguli de viață care ne-ar ajuta foarte mult, indiferent că avem varice evidente sau nu. Deci dacă avem aceste simptome de durere, de oboseală, de crampe, de prurit la nivelul piciorului, înseamnă că trebuie să acționăm preventiv, chiar dacă deja avem aceste probleme. Și anume, să nu stăm foarte mult în picioare nemișcați, să nu stăm foarte mult așezați în aceeași poziție. La o jumătate de oră, la o oră, este bine să ne ridicăm, să umblăm un pic, să facem niște genuflexiuni, pentru că aceasta favorizează foarte mult circulația sângelui de la picior înspre inimă. Nu este foarte sănătos să stăm picior peste picior pentru că se întâmplă o presiune la nivelul sistemului venos și scade întoarcerea sângelui înspre inimă sau schimbăm poziția sau ne mișcăm din când în când. Tocurile, într-adevăr, nu fac bine picioarelor. Când începem să avem probleme sau măcar pe perioada verii când picioarele se umflă mai tare, e recomandat să purtăm pantofi cu talpă mai joasă, dar fără tocuri. Multă lume seara când ajunge acasă obosită face o baie fierbinte, total greșit pentru picioarele obosite și pentru varice. Stăm întinși în vană, varicele se dilată, staza sangvină de la acel nivel crește și doar agravăm lucrurile. Cel mai bine este să facem un fel de duș scoțian, dar nu la extremă fierbinte rece, dar mai cald, mai rece. Și pe măsură ce avansăm cu această metodă, putem să creștem diferența de temperatură, dar crește tonicitatea peretelui vascular, ceea ce este foarte eficient, nu numai la nivelul peretelui, nu numai la nivelul membrului inferior al piciorului, ci la nivelul întregului corp. Vorbim deja de câteva minute bune despre varice. Totuși, ce sunt varicele? Varicele... Majoritatea oamenilor se referă la acele cordoane venoase, albăstrui, palpabile, vizibile și superficiale la nivelul pielii, la nivelul piciorului, pe coapsă sau pe gambă. Varicele de cele mai multe ori înseamnă că în organism, la nivelul membrului inferior, la nivelul venelor profunde, există o problemă, ceea ce poartă denumirea generală de insuficiență venoasă. Ce s-a întâmplat practic? Dintr-o anumită cauză, peretele venelor a slăbit, nu mai are tonicitate, nu mai are tonus. Odată peretele este afectat și mai sunt valvele afectate. Venele profunde au valve care ajută sângele să meargă antigravitațional, da, dinspre picior, înspre inimă și nu îl lase să coboare la loc la nivelul piciorului, deci susține circulația de jos în sus, antigravitațional. Dacă aceste două sunt compromise, aceste două unități anatomice, peretele vascular al venelor și valvele, atunci apare stază.
stază sangvină, crește presiunea sângelui, se dilată și mai tare venele profunde, astfel ajung vizibile și dilatate și venele superficiale. Vedem pe stradă tot mai des tinere cu vârste foarte scăzute care suferă de varice. De varice, da, mai ales cele superficiale. E și o componentă genetică aici. Este și un mod de viață care nu este foarte favorabil pentru sănătatea întregului organism, inclusiv a sistemului venos, deci se adună foarte multe lucruri. Prevenția este o regulă și tratamentul lor încă de la început. Repet, faptul că le mascăm chirurgical nu înseamnă că am și tratat problema, ele vor reveni sau va lovi în altă parte la nivelul sistemului venos în organism. De ce reapar? Și dacă le tratăm chirurgical? Pentru că nu schimbăm stilul de viață. Pentru că nu facem ceva preventiv. Exact ceea ce am spus înainte. Nouă ni se pare foarte normal să continuăm același stil de viață după ce am scăpat de o problemă, dar ea va reveni încă o dată sau va lovi în alt loc. Deci prevenția, dacă vrem să avem picioare frumoase, este pe primul loc. Și cum putem avea picioare frumoase? Cu ajutorul gemoterapicelor. Dar dacă problema nu a evoluat prea mult, pentru că atunci foarte greu se repară. Dar există două extracte gemoterapice, castan sălbatic și castan comestibil. Cunoaștem cu toții castanii. Știți cum sunt florile de castan? Ridicate în sus. Sunt grele, dar ele se îndreaptă în sus, aproape antigravitațional. Exact așa este acțiunea și la nivelul organismului nostru. Susține întoarcerea venoasă a sângelui de la nivelul piciorului până la nivelul inimii. Cele două extracte se regăsesc în produsul Polygema 6, varice hemoroizi, cu acțiune benefică atât pe sistemul venos, cât și pe sistemul limfatic de la nivelul piciorului. Deci sunt eficiente în edeme, în varice, în hemoroizi, așa cum le spune numele, și fiindcă acționează și pe problematica limfatică, vor fi eficiente și în tulburări date de menopauză, care se manifestă la acest nivel pe parte venoasă. Tulburări generate de folosirea contraceptivelor, care se reflectă inclusiv prin edeme la nivelul membrelor inferioare. De asemenea, femeile însărcinate, gravidele care au astfel de probleme, pot folosi liniștite și fără probleme produsul Polygema 6, varice hemoroizi. Deci nu interacționează cu sarcina? Nu, așa ca multe alte gemoterapice, doar unul vreau să mai pomenesc, chiar dacă sigur, nu are legătură, cistitele sunt foarte frecvente în sarcină și putem folosi produsul Polygema 7 căi urinare pentru a trata în mod natural o cistită care apare la o gravidă. Dragi telespectatoare, este foarte important să rețineți aceste două produse pentru că sigur vă vor ajuta în cazul în care apar probleme în sarcină. Ne reîntoarcem la picioare. Ne reîntoarcem. Să spunem că avem un stil de viață sănătos și vrem să ne ajutăm picioarele, cum folosim aceste produse? Extractele gemoterapice se administrează de 2-3 ori pe zi. Dacă avem un puseu acut, da? Niște edeme puternice sau începem să avem tulburări mai profunde sau o criză de hemoroizi, atunci putem folosi doze mici și repetate, 1-2 ml de 3-4-5 ori pe zi câteva zile, după care revenim la doza standard sau, în cazuri grave, consultăm un medic și mai asociem și alte produse, nu doar Polygema 6 varice hemoroizi. Acesta putem să le asociem cu alte produse alopate care se folosesc, Detralex sau orice alte produse, deci merg împreună. Foarte important, își susțin reciproc acțiunea. Cât de strâns legate sunt varicele de hemoroizi? Nu e obligatoriu să le avem pe amândouă. De exemplu, după o naștere dificilă pot să apară hemoroizi. Dacă după aceea nu avem un stil de viață sănătos sau deja avem o sensibilitate pe partea venoasă, apar și varicele în plus. Tratamentul nu e de scurtă durată. Facem una-două luni pauză, reluăm una-două luni, pentru că e o problemă care rămâne acolo și se vindecă foarte greu, deci trebuie răbdare. Trebuie să fim constanți în ceea ce facem și trebuie neapărat să ne schimbăm stilul de viață dacă acesta nu este unul benefic picioarelor noastre. Trebuie să avem grijă de ele, pentru că ele ne poartă prin viață tot timpul. Cum ne facem sângele să circule mai ușor? Făcând, în primul rând, mișcare. Mersul pe jos, contractura care apare la nivelul gambei, este practic cea care pompează sângele de la nivelul piciorului înspre nivelul inimii. Pe lângă asta, e utilă o detoxifiere periodică a organismului, a întregului organism, noi am mai vorbit despre gamma polygema detoxifiere, ca să susținem
tot sistemul cardiovascular, susținem ficatul să funcționeze mai bine, susținem rinichii pentru detoxifiere și atunci sistemul cardiovascular va funcționa mai eficient. Dușurile scoțiene la picioare ajută foarte mult, masajele corecte. Un masaj corect este de la laba piciorului în sus înspre genunchi, nu și invers. Ridic mâna de pe genunchi, din nou pun mâna pe talpa piciorului și ridic în sus, da? Deci sensul masajului este doar de sus în jos. Toate aceste mici reguli pe care le aplicăm zi de zi ne ajută să ne întreținem sănătatea piciorului. Mersul pe jos face piciorul frumos, spune vorbă din popor. Așa și este, așa și este. Și dacă o punem în practică, vom vedea că sunt și rezultate. Ne ajută cele 30 de minute pe care ar trebui să le mergem pe jos sau ar trebui să facem, să depunem un efort puțin mai mare? Nu, este nevoie de un efort moderat și constant. Ușoară plimbare, da, câteva genuflexiuni, înotul de asemenea ajută foarte bine. Dacă avem picioarele umflate, ajungem acasă, ne culcăm pe spate, ridicăm picioarele și stăm așa 10 minute ca să favorizăm întoarcerea venoasă. Deci nu e nevoie de efort mare, de efort moderat și susținut. Cheia sănătății este să facem lucrurile constant. Alimentația ne influențează în vreun fel Alimentația influențează tot ce se poate. Controlul greutății este foarte important când avem varice. Foarte important. Vă mulțumim foarte frumos pentru toate informațiile pe care le-ați oferit astăzi. Cu mult drag și să le și punem în practică. Să sperăm. Să ne revedem cu bine.